Sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu găzduiește o nouă expoziție de pictură. Vernisajul a avut loc astăzi 30 iulie, unde au participat importanți oameni de cultură ai județului Mehedinți și Gorj. Expoziția de astăzi îl are în prim plan pe Iosif Keber, un artist născut pe la final de secol trecut, un artist care a lăsat nenumărate opere de artă în contemporaneitate și care este adus la trompeta Turnul Severin de către Muzeul Județean Gorj, Alexandru Ștefulescu. O să regăsiți aici tablouri în care veți găsi portrete, veți găsi peisaje, pentru că el a fost foarte atras de zona Gorjului, zona unde s-a și născut și unde a și trăit. Data vernisajului nu este aleasă întâmplător. Astăzi, renumitul pictor Iosif Keber ar fi împlinit 124 de ani. Este o expoziție care sărbătorește viața și opera lui Iosif Keber, un artist născut la Târgu Jiu în 1897. Astăzi se împlinesc 124 de ani de la nașterea lui. Noi la Muzeul Județean Gorj avem aproximativ 400 de lucrări ale acestui pictor din diferite perioade ale vieții și diferite tehnici, după cum puteți să vedeți. Este foarte recunoscut pentru opera sa de pictură bisericească, dar este și un foarte bun portretist, un foarte bun peisagist. Iosif Keber și-a lăsat toate operele moștenire. Acesta și-a dorit ca după trecerea sa în neființă să-i fie construită o casă muzeală, o bibliotecă și numeroase expoziții din toată țara să-i poarte numele. Sunt de asemenea moștenitorul artistului care prezintă astăzi de ziua sa de naștere. A murit în perioada Revoluției și îi duc mai departe ce a dorit el să rămână după sine. În primul rând, să-i facem o casă-muzeu, casa lui și i-am făcut-o, să-i facem o bibliotecă cu cărțile lui de artă, peste 7.000 de bucăți, în aceeași casă. De asemenea, să-i organizăm diferite expoziții în țară și la Târgu Jiu, unde a trăit toată viața. Toți iubitorii de cultură și de frumos sunt așteptați până în data de 30 august în sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu pentru a vedea operele lui Iosif Keber.